Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat o acțiune cu efective mărite în sistem integrat de tip razie în localitățile arondate secției 2 Poliție Rurală Mihaiu Almașului pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. În activitățile desfășurate au fost angrenați polițiști de la structurile de investigații criminale, investigarea criminalității economice, ordine publică, rutieră, protecția animalelor, arme, exploziv și substanțe periculoase, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În această dimineață, la nivelul secției 28 de Poliție Rurală Mihaiu Almașului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj desfășoară o amplă acțiune de tip razie cu efective mărite pe linia prevenirii și combaterii faptelor comise cu violență, în special a celor comise în mediul stradal, combaterea furturilor, a tâlhăriilor, fluidizarea traficului rutier și creșterea disciplinei rutiere, depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație sau conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive și, în general, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță în rândul comunității locale. La această acțiune participă polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, polițiști de la Biroul pentru Protecția Animalelor, arme, exploziv și substanțe periculoase, luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi în cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj și alte structuri cu atribuții în domeniul aplicării legii. Acțiunea desfășurată a beneficiat și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj și al altor structuri cu atribuții în aplicarea legii. Acțiunea a avut drept scop prevenirea oricăror fapte care pot afecta climatul de ordine și siguranță publică, combaterea faptelor de violență stradală, a furturilor, tâlhăriilor, a infracționalității economice, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, dar și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.